Românii sunt cu ochii după vacanțele de iarnă, iar cererea și oferta și-au dat întâlnire la cel mai mare târg de turism organizat în acest weekend în capitală. Acum ne uităm și vedem. Cred că Maramureș. O să fie relaxare, da. Să fie mai multă relaxare și voie bună. Bugetul pentru Revelion, vorbeam de Olănești, e undeva în jur de 5.000 de lei pachetul, 4.000 și ceva, doi adulți și un copil. Ofertele sunt limitate, deși mai sunt două luni până la Crăciun. În țară, mai ales pe Valea Prahovei, cu greu mai poți găsi un loc liber. Crăciunul, spre exemplu, este undeva la 85% grad de ocupare, iar Revelionul deja 90%. Primele rezervări pentru iarnă noi le-am avut undeva la începutul lunii mai, anul acesta. Asta ce înseamnă? Că oamenii sunt din ce în ce mai educați, își fac planurile din ce în ce mai din timp. De când cu pandemia, agențiile de turism au organizat un număr record de vacanțe de iarnă în destinații exotice, precum Egipt, Thailanda, Bali sau Mauritiu. Iar prețurile rivalizează cu cele ale unui sejur petrecut la noi în țară. De exemplu, un cuplu care vrea să plece de Crăciun în Egipt plătește pentru o vacanță all-inclusiv de 7 zile, cu transport inclus, 550 de euro. Cu 50 de euro mai mult decât pentru 3 zile petrecute la Băile Felix. Cu toate acestea, cei mai mulți români aleg să-și petreacă sărbătorile de iarnă în țară. De Revelion cel puțin avem petreceri până la 5-6 dimineața, nu ca mai la vest, până la 12 noaptea. Maramureșul, Bucovina și Valea Prahovei sunt destinațiile preferate. În Maramureș găsim ca întotdeauna tradițiile care zicem noi că s-au păstrat cel mai bine la noi. Anul acesta de Revelion recâștigă teren orașe faimoase din Europa. Cu mai puțin de 700 de euro de persoană poți să petreci anul nou la Roma, Madrid, Barcelona, Atena și Lisabona. În preț sunt incluse transportul, cazarea pentru cel puțin 5 nopți și masa festivă. What Belgrade offers is basically anything for everybody. What is most interesting is that we have basically a festival, winter festival, which lasts almost 2 months. Cine își cumpără vacanța de iarnă sau pentru vara anului viitor de la Târgul de Turism, care ține până duminică inclusiv, poate plăti și jumătate de preț.